Cum arată România cu penali în funcții publice? Un copil din 11 se culcă flămând în fiecare seară. Două familii din trei au fost nevoite să cumpere în ultimul an alimente cu preț mic sau în cantități mici. 40% dintre elevii români sunt analfabeți funcționali. 300.000 de copii nu merg la școală. 2418 școli au toaletele în curte. Una din 5 școli nu are autorizație sanitară sau aviz de la ISU. Aproape 55.000 de persoane mor anual din cauza bacteriilor din spitale. 49% dintre decesele din spital puteau fi evitate, cea mai mare rată din Uniunea Europeană. Valoarea șpăgii în achizițiile din sănătate este între 5 și 20% din valoarea contractului. Tarife fixe pentru angajare în sistemul medical. Infirmieră, 1.500 de euro. Asistentă, 2.500 de euro. Șofer ambulanță, 1.000 de euro. Registrator medical, 1.000-1.500 de euro. Avem 750 de kilometri de autostrăzi, cei mai puțini din Uniunea Europeană. 2.000 de persoane mor anual pe drumurile din România în accidente rutiere. 9 români pleacă din România în fiecare oră și se stabilesc într-o altă țară. Peste 3 milioane de români s-au stabilit peste hotare în ultimii 10 ani. 3 hectare de pădure sunt tăiate în fiecare oră. 600.000 de hectare au fost retrocedate sau urmează. Alte 500.000 de hectare sunt nepăzite. Corupția a făcut ca datoria externă a României să ajungă la 96 de miliarde de euro. Corupția poate fi învinsă, semnează inițiativa Fără Penali. Intră pe fărăpenal.ro, descarcă lista cu județul din care faci parte, completează cu cât mai mulți prieteni și trimite-ne un SMS cu numele complet, numărul tău de telefon și adresa. Noi vom trimite un curier să vină după listă.